După cel puțin 2 ani și jumătate în care dobânzile pentru depozite au fost constant sub rata inflației, uneori semnificativ sub acest indicator, situația începe să se schimbe. Decizia recentă a Băncii Naționale a României de a reduce rata dobânzii de politică monetară alături de revizuirea în scăderea prognozei de inflație la 4% de la 4,9% aduce vești bune pentru românii care economisesc prin depozite bancare. În acest context, dobânzile oferite de bănci pentru depozite devin mai competitive, iar deponenții pot începe să vadă un randament pozitiv, lăsându-le astfel ceva mai mulți bani în buzunare. Această schimbare marchează o perioadă mai favorabilă pentru cei care au ales să își păstreze economiile în bănci după o lungă perioadă de erodare a puterii de cumpărare. Nu toate băncile oferă aceste randamente, dar cel puțin 5 dintre ele au reușit să depășească indicatorul de creștere a prețurilor, ceea ce înseamnă că în sfârșit banii depuși în bancă aduc un nou profit. Cu toate acestea, pentru cei care economisesc, bucuria ar putea fi de scurtă durată, deoarece perioada cu dobânzi real pozitive este foarte probabil să fie efemeră. Luând în calcul că în perioada august 2024-august 2025 inflația se va situa în jurul valorii de 4,55%, conform prognozelor BNR, deja există 5 bănci care oferă dobânzi peste media pieței. Au scăzut și comisioanele astfel încât să avem o imagine cât mai clară și realistă asupra câștigurilor pe care le puteți obține. Aceste randamente arată diferențele dintre oferte și demonstrează că dintr-o alegere informată economiile pot aduce câștiguri reale în contextul economic actual, totuși având în vedere fluctuațiile economice și posibilitatea că această perioadă de dobânzi real pozitive să fie scurtă, este esențial să analizați cu atenție opțiunile disponibile,